Capitolul 12. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care, acum 14 ani, a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rotească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedece să mă îngând. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonieri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am ajuns nebun. Voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici? Afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină. O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi. Și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Fie și așa, nu v-am fost sarcină deloc. Dar, zic ei, ca un om estet ce sunt, v-am prins prin șiretlic. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A certit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același duh și n-am călcat noi pe aceeași urme. De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Și toate aceste lucruri le spunem prebiților pentru zidirea voastră. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să-ți găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut.